Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miliește pe noi. Amin. În Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiților credincioși, astăzi îl vedem de Mântuitor cum intrinte pe ucenicii săi să se suie în corabie, să plece dincolo de celălalt mar al mării Tiberiane. Mântuitorul rămânând ca să se îmbate din roadele care veni să se asculte, după care se suie în munte și se roagă. Era seara. Mântuitorul s-a rugat, iar ucenicii cu curăbioara s-au dus să treacă, așa cum a spus Marea Galilei, să treacă spre Ghinzare. În schimb, Marea aceasta Galilei, deși este un lac mai mare, este foarte imprevizibilă. Cei care au fost în Ierusalim, vă aduceți aminte, de o parte și de alta sunt dealuri mai înalte și atunci din senin pot apărea curenți de aer care fac ca această mare să devină foarte agitată. Și pentru corăbioarele care aveau apostoli atunci, devenea periculoase. Așa s-a și întâmplat. Sfinții apostoli nu au reușit să se ducă dincolo, ci au fost prinși în mijloc acestei mări, cam 10 km de lățimea, au fost prinși în mijloc acestei mări și valurile începeau să fie din ce în ce mai mari, punând în pericol viața lor. În acest moment deja era steaja a patra, să ne spunem, Evanghelia era spre dimineață. În acest moment Mântuitorul vine la ei, mergând pășind pe apa mării. Atunci, apostolii văzându-l de la distanță, lor li s-au părut că este o nălucă, este un duc și s-au înfricoșat și au început să strige. Dar atunci Mântuitorul îi spune, îndrăzniți, eu sunt. Și apostolii l-au recunoscut pe Mântuitorul. Iar Sfântul Apostol Petru spune așa, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Acest dacă din această Sfântă Evanghelie, Sfinții Părinți spune, nu este un dacă de acesta care arată îndoială, ci cu alte cuvinte, fiindcă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. Deci Sfântul Apostol Petru știa că este Mântuitorul și a avut credință că Mântuitorul va putea să facă ca și el să meargă pe apă, să vină spre el. Și atunci Mântuitorul a spus să îndrăznește. Și Sfântul Apostol Petru a coborât din corabie pe apă și mergea ca pe uscat spre Mântuitorul. Dar spune Sfânta Evanghelie că, uitându-se în jur, văzând valurile mari, Sfântul Apostol Petru s-a înfricoșat. Înfricoșându-se, a început să se afunde. Ducându-se spre adânc, a început să strige către Mântuitorul. Iisuse, mântuiește-mă! Și atunci Mântuitorul îi prinde de mână și îi spune puțin credinciosului, de ce te-ai îngrijit? Și leagă Sfântul Apostol Pavel, ridică și merg la mântuire în corabie. Apostolii au fost în genunchi în fața Mântuitorului. Și în momentul acela, marea s-a liniștit ca din semnă. Iată, iubiților credincioși, o minune din viața Mântuitorului, descrisă de trei din cei patru sfinți evangheliști, minunea aceasta pe care m-am găsit-o și eu cu scurt astăzi. Din ea învățăm și ne arată prin aceasta pe Iisus Fiul Mariei de Nazaret, are această putere dumnezeiască, noi știm că El este Dumnezeu, Sfinții Apostoli atunci erau în acea perioadă în care învățau de la Mântuitorul, fiindcă așa cum v-am spus cu altă ocazie, Mântuitorul s-a descoperit pe sine pas cu pas. Au văzut Sfinții Apostoli că Iisus Fiul Mariei are această putere de a merge pe apă. Mai mult decât atât, are puterea să potolească o mare întreagă. Lucrul acestea îl descriu de fapt pe Dumnezeu care este proniator, adică care ține toate. Și le face să se miște în felul care sunt din tot acest univers. Iar Mântuitorul a arătat
și prin această minune făcută după ce ați ascultat duminica trecută, a amânțit acele 5 pâini și 2 pești și a săturat mii de oameni și au strâns și coșuri de frimituri, 12. Deci după ce a arătat acea minune prin care arată din nou că iată Iisus Hristos este Dumnezeu croniatorul care ne hrănește și El binecuvântează ca pământul să dea și ca roade ca noi să ne hrănim, iată acum ne arată din nou că este Cel care ține toate și totodată este și Creatorul prin faptul că mergea prin mare și prin faptul că a făcut ca marea să se păturească. Mai mult decât atât, Sfinți Părinți, analizând această Sfântă Evanghelie, ne spun așa, marea, în general, e, prin această mare se descrie lumea. Prin marea colburată se descrie ispitele care sunt în lume, prin valul ei și încolburarea mână. Corabia este pusă în legătură cu biserica. Știți prea bine că Biserica lui Hristos este tot timpul comparată ca fiind o corabie. O corabie care stă în noi, credincioșii, și mergând pe marea vieții acestea, mergem spre mântuire, atâta timp cât îl avem pe Iisus Hristos împreună cu noi. Fiindcă El potolește valurile sărate ale acestei vieți, El ne ajută pe noi să plutim ca să putem să ne mântuim. Deci prin această Evanghelie ne arată și acest lucru. Că Biserica lui Hristos este ca o corabie, ea este luptată de ispite, prin ispite, prin ecazuri, prin suferințe, a cărei surse sunt, este diavolul și slăbiciunea omenească. Dar atâta timp cât Dumnezeu binecuvântează, nimic nu poate să facă rău Bisericii sale. Și fiindcă am atins acest subiect, și anume că Biserica este ca o corabie care se luptă cu ispitele din aceasta, ispite, bineînțeles, dacă Iisus, așa cum am spus, este diavolul care nu place și nu vrea ca omul să se mântuiască. Astăzi vreau să vă vorbesc despre trei subiecte, o să încerc să fiu cât mai scurt, care frământă pe creștinii din biserica noastră și mergând pe curând, mergând în Moldova, la o sfințire biserică, a fost abordat de către creștini care mi-au pus mai multe întrebări. La trei din ele vreau să răspund astăzi. Una din ele este o întrebare care este legată de predica ținută de Părintele Anania duminica trecută și biserică, în care a abordat un subiect și anume îngenunchierea în biserică și nu numai, în biserică, în timpul duminicii și al zilelor care țin de la Paști până la 50 în Osar. Acest subiect eu personal am abordat mai de mult, nu știu dacă aici la Sibiu sau la București, și am încercat la oameni să le atrag atenția, să le explic că sunt anumite obiceiuri care au rămas în biserică, dar care, citind canoanele Bisericii Ortodoxe, vedem că sunt în contradicție cu aceste canoane. Una din ele este și acest subiect al îngenuncherii în biserică, în timpul duminicii și a zilelor, așa cum am spus, cele 50 de zile care sunt de la Paști până la Sfânt. Ce se întâmplă? Sfântul Petru, Patriarhul Alexandriei, într-una din scrierile sale, spune și vorbește clar că duminica la Sfânta Liturghie, dar nu numai la Sfânta Liturghie, ci la toate slujbele, începând de la becernia de sâmbătă, unii spun după ceasul nou, alții spun după bocuri la becernia de sâmbătă, până la becernia de duminică după amiază, creștinii nu mai îngenunchează, nu mai stau în genunchi, nu mai fac metanie. De ce? Fiindcă este ziua Învierii. Și această zi a Învierii o cinstim nu numai prin
mintea noastră ridicată la lucrarea Mântuitorului și la învierea Lui, înviere pe care cred că acum sunteți destul de bine educați și știți că se referă la învierea atât sufletească, cât și cea trupească. V-am explicat de multe ori, mai ales în practicul la practic învierii. Și atunci, oamenii când stau la rugăciune, își citesc pravina sau vin la biserică, se roagă împreună, vor sta drepți, fiindcă este o zi de bucurie, este o zi prin care și prin felul în care stăm, noi o cinstim. Și cinstim această înviere și nu numai. Sfinții Părinți sublinează foarte clar că în aceste zile și prin faptul că noi stăm în picioare drepți, noi arătăm și privim spre viacul viitor, și anume spre Împărăția Lui Dumnezeu. A opta zi, viacul al optelea, care este servat, iată, prin ziua aceasta a învierii, a intrării în Împărăția Lui Dumnezeu, și servează fiecare dintre. Deci, în aceste zile, într-adevăr, conform Sfintelor Canoane, v-am spus de Sfântul Petru Alexandru, vă mai spun de canonul, nu mai țin minte numărul, 20, dacă nu mă șer, de la Sinodul I de la Nicea, de la 325, Sinod Ecumenic, deci un sinod a toată lumea, care a abordat și acest subiect. La început, dragii mei, când m-am lovit de această problemă, mi se părea un lucru, cum să vă zic, a sta în genunchi, a sta în picioare, un pic nesemnificativ, adică nu de așa mare importanță. Dar când am văzut că a fost abordat la un sinod ecumenic, deci în care s-au strâns episcopi din toată lumea, și a fost tatuat, s-a fost fixat într-un canon, ca nu creștinii să nu îngenuncheze în aceste zile, mi-am dat seama că totuși are o importanță fundamentală. Mai departe, Sfântul Vasile cel Mare, de la anul 370, abordează din nou acest subiect. De ce? Ne arată că oamenii din biserică de atunci, dintr-o evlavie exagerată, dintr-o pioșenie, n-au ascultat de canonul Sinodului Ecumenic la Nicea și practicau îngenunchirea aceasta în zilele de duminică și celelalte de după Paștul Cinecimii. Și atunci Sfântul Vasile cel Mare abordează acest subiect și lasă și el un canon, care a rămas ca un canon în biserică. Canonul 61, dacă mă înșel, la Sfântul Vasile cel Mare, în care din nou avertizează și spune să nu se abordeze acest subiect decât cu seriozitate, fiindcă are o semnificație profundă. Apoi, la anul 691, iarăși printr-un canon acest sinod de la Tula, din nou abordează acest subiect și îl statuează printr-un canon rămas în tradiția Bisericii Ortodoxe. Și avertizează ca duminica creștinii să stă drept, să stă în picioare, să nu îngenuncheze în niciun moment al slujbei. Eu când am abordat acest subiect, din sursele care le citisem, se spunea că doar la Tatăl nostru se dă voie să se stea în genunchi în biserică. Mai târziu, citind și din alte surse, am aflat că nu se dă voie deloc să stea în biserică. Și de-a lungul timpului, de exemplu, după Marea Schismă, când în 1054, când apusul s-a rupt de răsărit, Biserica Catolică a început să facă noii, și știți că iau principiul, dar nu știu dacă e un principiu vorbit, dar s-au spus pe față, de-aia adaptează biserica după oameni, nu-i aduce pe oameni după biserică. Nu-i formează pe oameni după biserică, ci adaptează biserica după oameni. Dacă oamenii vor scaune în biserică, au cuvânci. Ca să nu obosească, fiindcă oamenii s-au plâns și așa mai departe. De când în Biserica Ortodoxă, noi încercăm ca pe oameni să-i formăm după legile și învățăturile bisericii. Și atunci, catolicist, a apărut lucrul acesta și a dat voie la genunchieri să stea când apucă fiecare. Ei, după care am observat, de exemplu, pe lumea slavă, au fost unii care
au lăsat scris și au devenit cumva ca învățături pentru biserică, în care dădea voi în anumite momente ale liturghiei să se stea în genunchi. Și apoi, din secolul al XIX-lea, s-a generalizat cumva și mai ales la noi, în Biserica Lumină, acest lucru a devenit un obicei. În Biserica Rusă, la greci, lucrurile s-au îndreptat de-a lungul timpului și au revenit din nou la fel cum era înainte. La noi, în România, nu s-au îndreptat și am rămas cu această, să zicem, tradiție care nu este acoperită canonic, din contra, este contra canonului bisericii. Și oamenii nu respectă. De aceea, mergând în excursie, în vizită, în pelerinaj, în Rusia sau în alte țări ortodoxe, am observat că oamenii în liturghie stau drepți, stau concentrați, nu se mișcă. Odată ce a început Sfânta Liturghiei, nu se mai duc să se închină la iconostase, dar se închină, au întârziat un pic, se închină undeva în spate și parcă să tragă în stânga sau dreapta și așa rămâne la sfârșitul liturghiei. Lucru care noi românii l-am apreciat foarte mult, de aceea frumos stau ei. Dar poate nu l-am explicat sau nu am înțeles de ce. Fiindcă ei au fost atenți și au încercat să le explice oamenilor și să pună în practică aceste rânduieri care sunt iarcă lăsate în biserică încă de la anii 300 și spun cei care comentează acest lucru că aceasta vine din tradiția bisericii primare încă de la început. Deci, legat de îngenunchiere, m-au întrebat unii că n-au înțeles sau chiar așa este, da, așa este. Limita când veniți la biserică trebuie să stați drept cu picioare și nu în genunchi. Cei care sunt neputincioși, de aceea sunt scaunele pe lateral, acei neputincioși pot să se sprijine, să se așeze pe scaunul care mai pot, sau femeile care au copii sau sunt însărcinate, să se odihnească un pic. La noi, în România, stânele sunt așa, ca niște scaune. În Grecia, mai ales la mănăstiri, ele nu sunt stai pur și simplu așezut, ci au niște scaunele noastre care doar te sprijin. Te așezi, stai numai un pic sprijinit în ele și așa stai un pic. Da, acum, în zilele de astăzi, când oamenii au acces la atât de ușor informații, vă rog să căutați despre acest lucru, fiindcă eu sunt conștient că obiceiuri care unii spun, v-am spus că sunt au rămas după la secolul XIX la noi biserică, deci au peste 150 de ani. Alții spun chiar de la Petru cel Mare au avut niște noiri în Biserica Rusă și de aici în lumea slavonă și cu influență și la noi România și nu a fost cu influență slavonă, de aceea au rămas și scrie de acele chirilice, au finit această influență. Citiți, deci eu sunt conștient că un obicei atât de vechi, greu se poate pune în rânduială. Dar vă rog să căutați, să citiți și citind și aprofundând, veți înțelege că așa este. Chiar unii sfinți părinți spun că și modul acesta în care noi stăm în biserică este un mod care, prin interpretarea lui, prin legătura lui cu înviere, cu partea aceasta esatologică și anume cu Împărăția lui Dumnezeu și faptul că noi stăm cu capetele ridicate către cer și nu într-o stare de umilință, poate să fie luată și ca o dogmă a bisericii. Deci ca o învățătură fundamentală a bisericii. Și vreau să vă spun mai mult că plecând de la acest lucru, chiar dacă mi-aduc bine aminte la sinodul acesta de la Tulan, de la 691, plecând de la aceea, pe poziția aceasta în care trebuie să stăm de la decenia de sâmbătă, de la ora 3, după amiază de sâmbătă, la pusul soarelui de sâmbătă, la pusul soarelui de duminică, spune că nu se dă voie ca să se spovedească oamenii duminica. Fiindcă atunci când vii la spovedit, preotul te pune într-o poziție de pocăință, și anume în genunchi, cu fața spre icoană. În genunchi în fața icoanei. Și atunci, în această perioadă, nu se spovedea decât cazul de grav. Nu era cineva bolnav sau trebuia să plece de urgență. În rest, nu în această perioadă. Era o perioadă de bucurie și este o perioadă de bucurie, o perioadă de înălțare,
cel în care noi servăm și ne aducem aminte din nou de îngerea Domnului și de deschiderea raiului de Împărăția lui Dumnezeu. Deci, vă rog să luați aminte aceste lucruri și să încercăm să le aducem, să le punem în practică. Bineînțeles, eu v-am explicat și am zis că vreau să fiu scurt. V-am explicat pe scurt, cercetați dumneavoastră și aprofundați acest subiect și mai ales poate mă aud și preoții și caută să aprofundeze acest lucru și încerc ce să le întreb. Un alt subiect care vreau să-l abordez astăzi este legat de Sfințirea Bisericilor, fiindcă la ultima sfințire la care am fost, s-a readus în practica bisericii noastre un obicei care a fost lăsat. Haideți să vă spun un pic cum era înainte, când era Sfântul Vichiere, era Mitropolitul Silvestru, când se făcea sfințirea unei biserici. Atunci se sfințea biserica, nu se făcea cort afară, atunci era mai greu, era sub comunism, la comuniști le plăceau adunări mari, știți, și atunci slujba se făcea în biserică care se sfințea cu toți. Se înghesuiau acolo oameni, nu se făcea un cort afară, tocmai ca să fie cât liniște, să nu apară probleme. Se făcea sfințirea bisericii, după care arhiereii și preoții așteptau ca toți oamenii să intre în Sfântul Altar să se închine și când intra și ultimul om, se făcea Sfânta Liturghie pe Sfânta Masă care s-a sfințit și de acolo, după Sfânta Liturghie, nu mai intra nimeni mirean în Sfântul Altar niciodată. Doar acel care este ales și episcopul citește o rugăciune și devine paraclisier. Adică un creștin cu o viață deosebită, de obicei mai în vârstă, sau un tânăr, un copil, cu minte, cu evlavie, îi citește adereu o rugăciune, îi primește o haină, ați văzut cum sunt anagnoștii, și doar ei au voie să intre în Sfântul Altar, bineînțeles, slujitorul Sfântului Altar. În rest, niciun mirean nu mai intră în Sfântul Altar. Doar copilul de parte bărbătească, după ce este botezat, el este dus în Sfântul Altar și atins de colțurile Sfintele. De-a lungul timpului mai încoace, nu pot să știu, pe mine aduc aminte, înainte de Revoluție, nu știu, n-a fost la nicio sfințire înainte de Revoluție, dar după Revoluție, fostul mitropolit Vlase a făcut un pogorământ. Nu-mi dau seama dacă l-a analizat sau nu, dacă singur și cu ceilalți episcopi, nu știu. Și anume, ca să se, după ce se face sfințirea unei biserici, să înceapă oamenii să intre în Sfântul Altar, la un moment dat să se întrerupe intrarea în Sfântul Altar, mai ales după Revoluție, au început să vină oameni mulți, că se putea liber circula, s-a putut face cort afară unde să se facă Sfânta Liturghie afară pentru oameni și oamenii să intre în Sfântul Altar. Dar se întrerupea la un moment dat această intrare a omului Sfântul Altar, se făcea Sfânta Liturghie, după care se dădea din nou voie ca restul creștinilor să intre în Sfântul Altar. Și așa veneau creștini și din alte părți, în ziua respectivă. De-a lungul timpului, oamenii luându-și mașini și putând să vină și mai departe, auzind că este o biserică sfințită, au început să vină din ce în ce mai mulți oameni și unii din ei n-ajungeau în ziua respectivă. Fiindcă nu puteau, sau erau de plan, sau erau de sănătate. Și atunci s-a mai făcut un pogorământ să se țină 3 zile ca să se intre în Sfântul Altar. Mergând până acolo în care să se ține chiar și o săptămână. Și unii propovădeau, să zic, ideea aceasta, să se ține 40 de zile în care oamenii se intre în Sfântul Altar. Lucru, dragii mei, care nu are nici o acoperire a Sfintelor Canale. Iată ce se întâmplă aici? În afară de Biserica Ortodoxă Română, asta mă refer la Biserica Ortodoxă Română, înainte de schimbarea calendarului. Din acest obicei este înainte de schimbarea calendarului, deci înainte de 1924. Dar în afară de Biserica Ortodoxă Română, nici o Biserică Ortodoxă, după ce se sfințește o biserică și Sfântul Altar în principiu, nu dă voie să intre oamenii în biserică. În Sfântul Altar să se închină. Dar să se mai atingă de Sfânta Masă. Nu știu când, acum, unii preoți au zis că o să încerce să caute, să studieze, să aprofundeze, să vedem de când în România a început să fie acest obicei și de ce.
Dar cert este că doar în România, tradiție care s-a păstrat după 1924 și în biserica pe vechi și în biserica pe nou, deci ea este clar dinainte de 1924, doar în biserica română s-a păstrat această tradiție să intre omul sub altar și s-a dat și interpretări. Dacă intri în Sfântul Altar de șapte ori, ți se șterge păcatul avortului. Dacă intri odată, ți se șterge nu știu ce păcate. Și fel de fel de astfel de lucruri. Oamenii le-au crezut și le cred. Și bineînțeles că aleargă să prindă sfințire de biserică și se luptă să intre în Sfântul Altar. Acum noi, ierarhii din zilele de astăzi, suntem duși într-o situație foarte complicată. Ce facem mai departe? Cât timp a fost mitropolitul Vasile mitropolit, am încercat să atragem atenția, să spunem hai să revenim măcar la forma pe care am primit-o când era Sfântul Glichiere, și anume să intre oamenii în Sfântul Altar și după care, după ce se face Sfânta Liturghie, să se întrerupă. Numai odată s-a făcut Sfânta Liturghie, să nu mai intre. Și după ce a venit nou mitropolit de Moșten, lucrul acesta s-a hotărât și așa se face acum. Prima sfințire a fost cea de la Conțeș de Duminica trecută. Din păcate, informarea poporului a fost din Dană, deși s-a vorbit lucrul ăsta la Cluj, dar pe semn nu s-a dat importanță. Și la sfințirea de la Conțeș, după ce s-a făcut Sfânta Liturghie, nu s-au mai primit oameni și au început să vină, Conțeșul fiind lângă Paștan, și au început să vină de la Iași, de la Bărlaru, de la Suceava, din mai multe colțuri ale țării, oameni să se închine după amiază, cum ajungeau fiecare. Și n-au putut să mai intre în Sfântul Altar. S-au supărat, s-au necășit, au început bine să fie mai agitați. Săracul Păreu a încercat să se le explice, să-i ajung, să-i cumva să-i putolească. A ținut, anticipând că se poate întâmpla lucrul acesta, a ținut din mirul care s-a simțit și s-a stropit biserica în sticluțe și l-au dat la fiecare și au rugat să se liniștească, fiindcă se încearcă să se aducă înapoi la niște rânduieli care au fost cumva puse sub aplicat un cuvânt care totuși nu a fost cu o perere canonică. Deci, fraților creștini, acum vă spun, dacă mergeți la o sfințire, căutați să ajungeți la slujba sfințirii de dimineață, sau chiar dacă trezeați măcar în timpul sfințirii de afară. Eu am propus, acum o să vedem dacă unde e lume multă și nu se poate face un preot să se sacrifice și să se pregătească și să facă Sfânta Liturghie, chiar dacă mai târziu, la ora 10 noaptea, să o facă până la ora 12 să termine, ca apoi a doua zi să poată să facă următoarea liturghie. Fiindcă la unde se sfințește o biserică 40 de zile, se face liturghie zilnic. Dar ca oamenii să poată să se închine și să fie mulțumiți, un preot să nu mănânce nimic, să stea pregătit până târziu în noapte, dar să aibă timp până la ora 12 ca să poată să facă Sfânta Liturghie. Să vedem, dacă nu vom fixa o oră, 12, îmi amează că nu pot putea oameni singuri. Nu știu, vom vedea exact cum face ca oamenii să înțeleagă și să fie pregătiți pentru următoarea sfințire. Mai mult decât atât, acum obiceiul era ca oamenii să intre în Sfântul Altar, să-și facă semnul Sfintei Cruci, să sărute colțurile Sfintei Mese, cele patru colțuri ale Sfintei Mese. Eu personal, m-am mutat și o să încerc să mă duc în continuare, să punem patru suporturi cu icoane, tot ce-i patru evanghelii, ori icoanele Mântuitorului, am aici văd Mântuitorul în brațe. Și oamenii se închine să râd acele icoane, nu direct Sfânta Masă. Și vă spun așa, de naturări care au apărut. Veneau oameni și când se rădau Sfânta Masă, până la mână pe Sfânta Masă. Unii au sărutat Sfânta Masă și venit de pe nou și venit de pe alte lucruri, au rămas date cu ruj, au rămas în rujul de apropiământ cu Sfintele Mese. Au venit oamenii și făceau, cum știau ei că merg la Sfintele Moaște și se duc cu haine și le ating de rapa Sfintele Moaște, au început să vin pălunță să se atingă de Sfânta Masă. Și noi tot spuneam, aveți grijă, doar să lucrați Sfânta Masă, și atât, nu puneți mâna, nu vă atingeți, și așa mai departe. O să încercăm. Va fi greu să interziști total să fii ca în Grecia sau în Rusia,
va fi foarte greu pentru oameni, pentru că așa s-a întâmplat în interiorul Sfințirea Bisericii, dar măcar să îndreptăm din aceste lucruri, putem să o facem. Și văd că totuși este bunăvoință și să încercăm ceva să acerim, explicându-le oamenii să pune o leacă oră de ani. Deci acesta este al doilea subiect care am vrut să discut despre și anume legat de Sfințirea Bisericii. Al treilea subiect și cred că cel mai important este legat de o întrebare care sună cam așa. Spuneți-ne care este situația comuniunii a Bisericii Ortodoxe Române de Stibeli cu Biserica Ortodoxă de Stibeli în Grecia. Nu știu cât cunoașteți această problemă, dar biserica noastră, atunci când s-a schimbat calendarul bisericesc, s-a schimbat și în Grecia, cu câteva luni înainte de a schimba România. Și acolo, în Grecia, la fel ca România, a fost o opoziție, aș putea spune că mai puternică ca România, împotriva schimbării calendarului. Acolo a fost într-un munte și unde erau călugări care s-au strânși și au plecat din Sfântul Munte pe continent în Grecia și au început să meargă prin sate, prin cetăți, să avertizeze oamenii să nu accepte schimbarea calendarului. De aceea, din toate mănăstirile din Grecia de atunci, mai mult de jumătate au rămas creștini. Și parohii și preoți, din păcate, ierarhi nu. Ierarhi s-au dus pe nou, dar din ierarhii de pe nou, unii au rămas să lupte, să se aducă biserica înapoi după calendarul Sfinților Părinți. De aceea, în 1933, trei ierarhi din sinodul grec de pe nou au venit la această mare comunitate de creștini care au rămas după calendarul Sfinților Părinți și au devenit ierarhii lor și așa, să spunem, a rămas mai departe Biserica Ortodoxă adevărată, numită de Stibeli în Grecia. La un moment dat, o să vă povestesc, poate cu mai multe detalii altă dată, Biserica noastră Ortodoxă, când s-a făcut, a luat legătura de Stibeli în România, a luat legătura cu acolo în Grecia, din cauza unei întrebări. Și anume, când Biserica oficială, adică Ortodoxă de Sinod din Grecia, dar nu numai bisericile oficiale din lume care au intrat în ecumenism și au început să pună în practică prin schimbarea calendarului celelalte, au pierdut harul Duhului Sfânt, Sfințitor și Mântuitor. Din cauza acestei întrebări, Biserica Ortodoxă de Sinod din Grecia s-a rupt la început în două și mai târziu a mai apărut o fracțiune. Și fiecare dădea un răspuns diferit la această întrebare. Noi am intrat în comuniune cu Biserica Ortodoxă de stil vechi, numită Florinită, dar atunci era condusă de Mitropolitul Calixt de Corint și am intrat în comuniune liturgică. Așa s-a întâmplat încât noi am ajuns să fim în comuniune cu o altă fracțiune de stil vechi, care s-a rupt în ea, numită Ciprianită. Dar răspunsul la această întrebare îl dădeam diferit. Noi considerăm că bisericile ecumeniste și considerăm nu au fac Sfințitor și Mântuitor, tocmai fiindcă au intrat în această mișcare ecumenică care este erezia tuturor ereziilor. Iar cei din Grecia spuneau că din cauza că nu s-a făcut un mare sinod care să-i condamne, încă mai au fac Sfințitor și Mântuitor. Când am aflat, noi am început o serie de dialoguri, s-a încercat să se ajungă la o înțelegere. Noi am crezut că am ajuns la această înțelegere, am semnat și un document de unire și de comuniune mai departe. Documentul a fost în limba greacă, limba veche, liturgică. Am așteptat să vină traducerea, când a venit traducerea, a venit cu în anumite puncte cu niște lucruri neclare. Erau exprimate neclar și atunci am început să le transmitem la greci că noi vrem o clarificare a celor teme. Ei au tot trimis niște comentarii, dar tot nu au clarificat lucrul acesta și astfel, la un moment dat, Sinodul Bisericii noastre a hotărât întreruperea comuniunii
cu biserica aceasta greacă și cu biserica bulgară de Silvei și fracțiunea aceea rămasă din Rocor de conținut trecut de Arhanghel de Odessa, am hotărât întreruperea acestei comuniuni, lăsarea posibilității de a dialoga pe această temă cu ei, dar acum noi suntem, nu mai suntem în comuniune, comuniunea este întreruptă. Sper să mă audă și creștinii care sunt prin Grecia sau prin străinătate și mergeau la bisericile lor, fiind întreruptă, nu mă au voie să meargă, nu mă au voie să împărtășească, până nu se clarifică această problemă de credință. Teoria care i-a tulburat pe greci și după care ei au încercat să justifice de ce ei încă nu consideră că bisericile ecumeniste, cum îi zice oficiale, nu au har simțitor și mântuitor, numită teoria modularul bolnave, biserica noastră a condamnat-o ca fiind erezie și a dat-o anată. Deci vreau să vă spun clar, noi am condamnat această teorie ca fiind eretică, o dăm anate, mi-am dat anate și am întrerupt legătura cu biserica aceasta greacă, care a fost comunie, și am lăsat deschis posibilitatea de a dialoga și de a-i ajuta ca să clarifice lucrurile astea, să îndrepteze ce este vorba. Fiindcă dacă Dumnezeu nu vrea moartea omului păcătos și se întoarcă să fie viu, noi vrem același lucru. La ultimul sinod al nostru s-a spus aceste lucruri, s-au comunicat la ședința cu preoții. Nu îmi dau seama de ce nu s-a trimis un comunicat scris. Fiindcă unii m-au întrebat de ce nu a fost un comunicat scris. La următorul sinod o să încerc să întreb și să lămurim și această problemă. Deci toți care m-au întrebat și sunt frământați de acest lucru, legătura cu Grecia este întreruptă. N-ați văzut nici ei n-au mai venit la mare sărbători la Stătioara, nici noi n-am mai fost în Grecia. Ne rugăm Bunul Dumnezeu să ne ajute, să-i ajute și pe ei, să putem să lămurim problema, să fie clar, simplu și corect din punct de vedere al învățăturilor Bisericii Ortodoxe. Deci asta este al treilea subiect care am vrut să-l abordez azi, arătându-vă astfel valurile acestea mări care luptă Biserica cu Hristos, care este închipuită ca o corabie. Iubiților credincioși, astăzi ați auzit, i-ați servat pe Sfinții Șapte Macabei și mama lui Solomon, i-au trebuit în perioada Vechiului Testament. Și atunci când un arhiereu, vorbit fiind de putere și de bar, l-a dat jos, s-a dus la împăratul Antioch, împăratul Siriei, care avea și Țara Sfântă în împărăția lui, s-a dus cu bani și l-a convins să-l pună pe el mare arhiereu la Ierusalim și l-a dat jos pe fratele său care era drept credincios, promițând împăratul că va adopta în Țara Sfântă și Ierusalim obiceiurile împăratului Siriei, care era, știți prea bine, urmașa lui Alexandru Macedon, și aceștia erau greci și aveau religia păgână, fel de fel de obicei. Și a venit împăratul, primind bani, l-a pus marea arhiereu la Ierusalim, și acesta a început să vină și a așezat pe lângă Ierusalim sări de spectacole, pe lângă Ierusalim și pe lângă templu, sări de spectacole, locul unde se întâlneau tinerii la lupte, unde erau obișnuiți grecii, la spectacole, a dat voie să intre desfânatele în Cetatea Sfântă, au început să se închine la zeii păgâni, să facă fel de fel de orgii. Unii dintre cei care au luptat împotriva acestui curent au fost și acești șapte frați Macabei și mama lor Solomon. Vă rog frumos să citiți viața lor, nu este lungă, dar veți vedea cât au suferit ei, cum au fost prăjiți într-o tigaie mare, jupuit de piele, cu tot scalp de cap și toată pielea, așezați într-o tigaie și jupuiți, spunându-le să se lepede de credință, să ei luptau pentru a fi păstrată legea adevărată care le-a lăsat Dumnezeu evreii. Și nu ce făcea acela arhiereu, modificând legile și aducând fel de fel de noiri și introducând idei și credințe păgâne. Ei au murit, acești șapte copii, sub ochii mamei lor,
niște chinuri cumplite, dar nu s-au lipădat de credință și la urmă nu și nu urmă. Ei, dacă ei au luptat pentru a păstra credința lui Dumnezeu așa cum trebuie, și noi suntem chemați la același lucru. Dumnezeu să ne ajute. De astăzi începe postul adormirii Maicii Domnului. Deci prima zi de post este astăzi. Vedeți, vă aduceți aminte că acest post are tipul postului mare. Deci este un post mai sever. Se mănâncă o dată în zi, se mănâncă fără ulei. Vă uitați în calendar când este dezlegare. În sărbători se dezleagă a două mese pe zi un de lemn și un pic de vin. În praznic o părătesc prin schimbare la față, se dezleagă și la pește. Vă pregătiți pentru Sfânta Împărtășanie, mărturisindu-mă cu inimă curată și totodată încercăm să ne apropiem de Dumnezeu și nu să ne depărtăm de El. Ca rugăciune vă recomand ca măcar în aceste două săptămâni să citiți zilnic acatistul adormirii Maicii Domnului. Dumnezeu să ne ajute deci vecilor. Amin. Trăiți prea Sfințele! Într-un mulți ani, într-un mulți ani.